Bună dimineața, dragilor, bine v-am regăsit. Se apropie cu pași repezi sărbătorile și toată lumea se pregătește și nu știu cum se întâmplă de Paști, de Crăciun, de 1 mai, în general, în momentele acestea festive, avem nevoie de tot felul de lucruri prin casă sau pur și simplu ne gândim să le facem cadouri celor dragi și cel mai la îndemână este să, din timp, să facem niște comenzi online cu o săptămână, 10 zile înainte, 14 cel mult cât durează livrarea în funcție de orașul în care ne aflăm față de și de distanța față de locul de unde sunt aduse. Și e la îndemână să facem cumpărăturile online, odată pentru că putem găsi niște prețuri mai rezonabile și pentru faptul că nu mai deplasăm în aglomerația maximă care este și se întâmplă întotdeauna în această perioadă a anului. Facem cumpărăturile online, dar de multe ori se întâmplă ca produsele respective să fie puizate și noi plătim deja, facem plata. Mi s-a întâmplat să fac plata pentru o centrală la un moment dat, o centrală electrică, apoi mi s-au returnat banii în cont. În schimb, cu cardul acela de cumpărături mai aveam și alte achiziții făcute pe el și alte cumpărături și am plătit lunar, din eroarea celor de la firma respectivă, am plătit rata ca și când produsul respectiv l-aș fi cumpărat și aș fi beneficiat de el. Lucru care este o problemă. Mi s-a spus că la un moment dat trebuie să sun la nu știu ce număr de telefon și să vorbesc acolo cu un robot să anulez eu. Nu mi se pare normal, deși am vorbit cu cei de la firma respectivă, trebuia să mai dau încă vreo 2-3 telefoane ca eu să nu mai plătesc rata. Asta din cauza unor erori ale operatorilor respectivi și care sunt foarte ocupați în această perioadă anului. Mărturisesc că am făcut această achiziție în jurul Crăciunului. Mi s-a mai întâmplat altă dată, spre exemplu, să cumpăr niște electrocasnice și să mi se bage în cont niște bani care mi erau ai mei, vreo 2700 de lei. M-am trezit cu ei în cont, m-am bucurat foarte mult de ei, dar din fericire am realizat că nu sunt ai mei și că nu i-am câștigat și i-am dat înapoi pentru că mă puteam trezi ca peste vreo 2 săptămâni, 3, o lună, să trebuiască să-i dau înapoi și nu mai avem de unde. Sunt o mulțime de erori, mare, mare atenție în această perioadă pentru că aceste firme, aceste site-uri online sunt foarte ocupate și chiar dacă sunt bine organizate și au multe call-uri, multe numere de telefon la care puteți suna, se pot întâmpla astfel de erori. Mare, mare atenție! Și cu celelalte cumpărători, nu numai cu cele online. Vă pup, dragii mei, dragile mele, ne revedem mâine dimineață și dacă vă plac vlogurile mele, dați un like și un subscribe canalului meu de YouTube. Numai bine!